Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slavă Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. Și noi toți am primit întâiodată Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Thank you.
El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arată în veacurile viitoare nemărginită bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și suntem zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Friends.
putem ferici Doamne noastră de nădejde și arătarea slavei Marelui nostru, Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de legi, ca să-și purțească un rod care să fie al Lui plin de râvnă pentru foarte bună. Întăriți-vă, dar, în neobosite și genunchii să vă înălțiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cel ce își căpătează să nu se abate din cale și mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții ca... și sfințirea, fără de care nimeni va vedea pe Domnul. Luați seama bine că nimeni din voi să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. Oh, yeah.
să rămân împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Și El mi-a zis, harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciuni este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, trasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Oh.
pacea să fie mulțită prin curajul lui Dumnezeu și curajul lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Thank you.